Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava este obligată să achite 12,4 milioane de lei către 49 de angajați care și-au câștigat drepturile salariale în instanță. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe în ședința de astăzi, 20 februarie, angajarea unui avocat pentru a contesta executarea silită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inițiat un proiect de hotărâre prin care se achiziționează servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru contestația la executare. Dorim să supunem atenției autorităților publice județene următoarea situație litigioasă în care este parte Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, de natură să afecteze grav funcționarea instituției și a centrelor rezidențiale aferente în lipsa luării mijloacelor corespunzătoare de apărare în instanță. Se arată în solicitarea înaintată de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului către Consiliul Județean Suceava, care mai precizează că executarea silită prin instituirea unei opriri asupra conturilor afectează întreaga activitate a instituției, întrucât nu se mai pot face plăți către furnizorii de servicii și bunuri în centrele de plasament și centrele de recuperare și reabilitare neuropsiatrică din subordinea direcției. Totodată nu se mai poate asigura plata drepturilor aferente celor 1179 de copii instituționalizați și nici al celor 741 de beneficiari din centrele de adulți. De asemenea, nu se mai poate face nici plata salariilor pentru cei 1501 salariați ai instituției. Vă reamintim că prin sentința numărul 891 din 28 noiembrie 2019, pronunțată de Tribunalul Suceava în soluționarea dosarului numărul 2174, rămasă definitivă prin decizia numărul 470 din 27 iulie 2022 a Curții de Apel Suceava, instanța a respins primul capăt de cerere formulat în contradictoriu de pârâta Nadia Crețuleacă, neîntemeiat, și a respins capătul 2 de cerere formulat în contradictoriu cu toți pârâții, ca nefondat. Apoi, soluția obținută de avocatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a fost favorabilă, fiind respinse pretențiile reclamanților solicitate în baza titlului executoriu reprezentat de sentința din 19 noiembrie 2018 definitivă. Printre angajații care așteaptă să intre în posesia drepturilor salariale câștigate în instanță se numără și Gabriel Buliga, care trebuie să obțină din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava drepturi salariale nete de 177.886 de lei, dar și Florin Târnăucean, care așteaptă să primească 408.452 de lei de la Protecția Copilului Suceava.